Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, 22 martie 2021. Dezvoltarea intelectuală. Dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Proverbele, capitolul 9, versetul 9. Astăzi vom arunca o privire asupra frânării dezvoltării intelectuale. Uneori folosim versete precum 27 din 1 Corinteni, capitolul 1, Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte, drept scuză pentru faptul că nu ne dezvoltăm mintea și nu creștem din punct de vedere intelectual. Dumnezeu a zis, poporul meu piere din lipsă de cunoștință, Osea capitolul 4, versetul 6. Creșterea intelectuală este însoțită de un sentiment de împlinire, un sentiment pe care nu-l avem altfel. Când știi că ai crescut în cunoaștere și pricepere, nu mai ești vulnerabil în fața criticilor sau a disprețuitorilor. Simțul valorii proprii nu mai depinde de aprobarea celorlalți, pentru că unitatea de măsură după care te evaluezi este alta, creșterea personală. Autorul Proverbelor scria în capitolul 18, versetul 15, o inimă pricepută dobândește știința și urechea celor înțelepți caută știința. Iar în capitolul 20, versetul 12, urechea care aude și ochiul care vede și pe una și pe cealaltă, Domnul le-a făcut. Am încheiat citatul. Trebuie să remarcăm și să reținem că învățăm prin ascultare și observație. Și nu vorbim aici despre orele petrecute în fața televizorului, care încețoșează creierul și împiedică puterea conversației. Biblia mai spune, tot în Proverbele, capitolul 27, versetul 17, după cum fierul ascute fierul, tot așa și omul ațâță mânia altui om. Pentru a crește și a avea o minte ascuțită, tu ai nevoie de oameni în viața ta, care să te cizeleze. Trei activități cheie îți vor determina viitorul. Întâi, timpul pe care îl petreci cu Dumnezeu, apoi relațiile pe care le formezi și, în al treilea rând, cărțile pe care le citești. Iar cartea căreia trebuie să-i aloci cel mai mult timp este Biblia. Și încă un gând. De fiecare dată când citești și primești un gând bun sau experimentezi un moment de înțelegere, scrie-l, notează-l. Altfel, îl vei pierde.